Bun. Deci, în acest video noi o să pregătim modelul planșei, da? Adică setările planșei pentru planul de situație, adică cartușul, formatul A3 și alte mărunțișuri care le avem. Eu am pregătit un cartuș, este format A3, la fel îl salvăm în referințe. Aici, aici, în predare, referințe, cartuș, da? Dăm click pe Save. Și acest cartuș noi o să-l folosim la toate planșele, și la planul de situație, și la profilul longitudinal, și la profile transversale. Deci la tot proiectul folosim același cartuș. Pentru că în mare toate datele sunt la fel, da? Se schimbă decât denumirea planșei, numeratoarea planșei și scara. Toate aceste date noi o să le facem variabile de la planșă la planșă, dar nu o să inserăm, nu o să edităm manual absolut nimic, nici numerotarea, nici denumirea planșei și nici scara. Da? Toate astea vor fi setate automat. Și cum le setăm astea automat? Titlul planșei, de exemplu, o să luăm din denumirea fișierului. Da? Deci dacă noi avem aici plan de situație, automat aici în cartuș la planul de situație va fi scris planul de situație. Numerătoarea la fel. În loc de model, aici va apărea denumirea layout-ului. Da? Noi o să numerotăm în planul de situație layout-ului PS01, PS02, PS03, respectiv pentru fiecare planșă. Va intra numerotarea în planșă, da? Va lua din denumirea layout-ului și va introduce acolo. Astfel, noi numerotăm într-un fel automat planșele noastre. Nu mai trebuie să numerotăm manual toate planșele. Și scara la fel o să vă arăt pe parcurs de unde adăugăm și scara. Bun, am salvat fișierul, mergem înapoi la planul de situație. Și deschidem un layout. Ăsta, unul din el, îl ștergem. Și aici o să-i scriem demo, da? Demo. Demo este planșa după care noi o să facem toate planșele, da? O să fie ca un draft. În mod normal aici eu am încercat să scriu model, că na, așa trebuie să fie model. Dar având în vedere că noi aici deja avem o denumire de model, nu mai putem să scriem și atunci scriu demo. Dăm click dreapta, mergem la setări și aici îi dăm la modify, selectăm o imprimantă. Eu nu știu dacă am aici vreo imprimantă, dar o să-i dau. Ce să-i dau aici? Ba da, am imprimantă. Dar nu are A3. Hai să-i dăm asta, AutoCAD PDF, să vedem ce face. Sau de veghetul PDF. Hai să dăm și asta. Să vedem dacă are A3. Are A3. Ok. Și în rest, parcă este tot în regulă. Dăm click pe OK. Close. Ok. S-a făcut A3 și după asta mai mergem și adăugăm aici ca referință cartușul nostru. Referințe cartuș. Aici la fel să fie relativ metru și putem să le inserăm într-un punct anume. Da? Îl inserăm aici. Da, formatul ăsta nostru nu e prea bun A3 pentru că nu încape chiar într-un A3. Și noi dacă o să încercăm să micșorăm formatul, pe urmă dacă mergem la altă imprimantă nu o să se încadreze. Ar trebui să-l modificăm. Hai să încercăm asta care zice General Documentation AutoCAD PDF. Nimic. Probabil linia asta întreruptă de undeva tot se setează, dar nu știu de unde. De aici la proprietăți. Asta e. Undeva de aici. A5.
Căutăm una 3. Și cum îl edităm? mm, ok. Aici, asta trebuie să scoatem toate, pe aici să fie 0. Ok. Și să-i dăm un nume. Hai să zicem Alex. Alexa 3. Next. Next. Finish. Ok, să-l ținem minte. L-am salvat undeva pe aici. Asta-i. A, am greșit eu numele. A, n-are nimic. Ok. Da, deci acum vedeți că s-a schimbat, s-a dus. Nu mai este linia aia subțire, înseamnă că toată planșa noastră o să se vadă bine. Îl aranjăm. Perfect. Acum trebuie să aranjăm și viewport-ul. Viewport-ul ăsta nu merge pentru că el, uitați-vă, e pătrat sau dreptunghiular și vine peste cartuș. Da? Noi dacă avem un desen și desenul nostru vine peste cartuș, nu e bine. Și în cazul nostru, noi o să-l ștergem pe ăsta care este aici și o să creăm unul din poligon. Mergem aici la rectangular, selectăm poligon și mergem pe conturul cartușului. Și ignorăm cartușul în sine. Ok. Îl mărim un pic. Să-i dăm o scară. Aici să fie 1. Adică 1 la 1000. Și nu uităm aici să-i selectăm plan. Dacă el... Noi când o să generăm planșele din civil, el trebuie să știe ce fel de tip este această planșă. Este plan, da? Este pentru profile sau pentru secțiuni. Noi selectăm pentru plan. Ok. Și ce trebuie să mai facem? Trebuie să mai adăugăm un nord. Selectăm de aici un nord. Nordul ăsta la fel o să se pună automat, nu mai trebuie să mai facem noi nimic. Are civil o funcție de genul. Numai că este foarte mic, trebuie să-l măresc. El, acest nord este făcut în inch, da? Și nu merge pe... Și atunci o măresc în felul ăsta. Da, deci ca să generăm un nord ăsta automat, mergem la nord, selectăm unul din ele și selectăm viewport-ul care, de care se leagă. Și cam felul ăsta este gata planșa noastră model. După cum vedeți aici la titlul planșă, deja s-a pus plan de situație, da? Deci a luat denumirea din numele fișierului minus .dvg, adică exclus .dvg și aici e demo pentru că așa se numește layout-ul. Dar noi când o să începem să numărăm, o să vedeți că aici se modifică. O să fie PS01, 02, 03 și așa mai departe. Ok, șablonul avem. Următorul video o să generăm deja planșe.